Poți să ne spui, te rog, pe scurt, parcursul tău profesional de până acum și ce faci azi la MSG? Eu am început la MSG acum 8 ani de zile. Este primul meu angajator. Sunt responsabilă de departamentul de testare și asigurare a calității din MSG. Sunt în MSG de 4 ani și câteva luni. Lucrez pe poziția de business consultant. Sunt în MSG de aproape 3 ani, pe departamentul administrativ, exclusiv pentru MSG Elveția. Care a fost o decizie pe care ai luat-o în parcursul profesional, una de impact și care ți-a afectat într-un mod pozitiv traseul în carieră? Cred că cea mai bună decizie a fost să vin la MSG. Cred că a fost decizia de a lucra în domeniul IT. O să afirm cu certitudine că decizia de a veni la MSG a fost o decizie extrem de importantă și benefică pentru mine. Ce am decis sigur eu a fost chiar să încerc partea asta de organizare de Scrum Master. Dacă ar fi să ne gândim la o lecție, o învățătură pe care ai luat-o din parcursul tău profesional, ceva de care ai ținut cont de atunci și te-a ajutat în ceea ce faci? Nu cred că ar fi vorba de atitudinea can do, uh-huh, și de focusul pe soluții mai mult decât pe problemă. Comunicarea. Anii de experiență nu arată neapărat nivelul de experiență pe care l-au și competențele lor. Să nu iau lucrurile personal. Lucrezi în sectorul IT. A fost o întâmplare sau a fost bine gândită și premeditată această alegere? Mi-a plăcut domeniul, mi-a plăcut să lucrez cu clienții, mi-a plăcut ideea asta de expertiză, de analiză. A fost, aș zice, întâmplare la început, potrivire acum. Desigur, privind acum înapoi, însă mai mult decât încântată că am ales asta și îmi place. Cum reușești să îmbini partea profesională, cariera, cu viața personală? Ai lovit aici cumva herțul meu. Mi se pare că e un mit că nu poți să le faci pe amândouă. Exact, e o încercare. La job mi-am găsit foarte mulți prieteni și asta mi se pare că ajută un pic la găsirea echilibrului. Am norocul că jobul îmi oferă cumva flexibilitate. Sunt curios să aflu, să spui ce ți aduce satisfacție și ce te împlinește cel mai tare la jobul tău de la MSG? Bună întrebare! Cariera. Am ocazia să văd cum evoluează colegii mei și pot să-mi dau seama cum anume am contribuit și eu la evoluția lor. Adică, clar, evoluția fiecăruia ține de fiecare, dar în momentul în care vezi că ok, asta e bucățica în care cu siguranță și eu am influențat un pic, nu știu, cred că la finalul zilei asta e cea mai mare satisfacție. Să simt că câteodată pot să am un mic impact. Drumul de IT pe care l-am parcurs, să-l fac să conteze. Și am găsit aici oameni frumoși, oameni deschiși, oameni profesioniști cu care poți cu adevărat să faci să conteze. Cu fiecare interacțiune pe care o am, câștig experiență și mă dezvolt și eu. Cred că cel mai mult mă fericește feedback-ul pe care l-am de la echipă. Care ar fi un sfat, un gând, o covață pe care le-ai dat unei persoane la început de drum, la început de carieră? Să fii tot timpul deschis la învăța chestii noi. Să nu te temi să pui întrebări. Să-ți permiți să greșești, să-ți dai ocazia să experimentezi ca să poți să ajungi la punctul în care îți dai seama ce vrei să faci cu adevărat. Doresc să le transmit să fie recunoscători. Să fie curajoasă, să aibă încredere în ea. Le-aș spune că e foarte important să știe ce vor și să aibă încredere în ele.